Au creștinismul și islamul aceeași sursă de inspirație? Relativ recent, în 2018, a apărut un volum semnat de Karim Shabazz, Isus și Mahomet, două raze ale aceleiași lumini, cu subtitlul Profunde asemănări, perspective comune și echivalențe în învățăturile lor. Într-o lume sfâșiată de controverse și ostilități interreligioase, efortul autorului este lăudabil. Este cert că ambii corifei au modelat lumea, urmașii lui Isus reprezentând 35,9%, iar ai lui Mahomet 23,8% din populația lumii. Ambii au conferit urmașilor lor un statut stabil cu care s-au identificat oameni din orice etnie și orice epocă. Autorul însă, motivat de intenții erenice, se eschivează în a puncta și deosebirile dintre cei doi învățători, disparități ireconciliabile ce îi plasează la antipozi. Cultura noastră de tradiție europeană este cât de cât familiară cu Isus, personificarea purității și sfințeniei, venit în lume ca să răscumpere prin moartea sa omenirea căzută în păcat și apoi, prin învierea sa, să dea muritorilor o speranță fermă. Învățătura lui Isus, izvorâtă din empatie divină, ridică la superlativ iubirea necondiționată pentru prieteni și vrăjmași deopotrivă, făcând din creștinism formula de aur a înfrățirii tuturor. Dar cine este Mahomet și care este ideologia sa? Născut la 570 de ani după Isus, orfan de ambii părinți, a fost crescut de unchiul său, un negustor modest. La 25 de ani s-a căsătorit cu o văduvă bogată de 40 de ani, cu care a avut mai mulți copii. Prin ea, Mahomet l-a cunoscut pe vărul ei creștin, bătrânul Varaka. Acesta l-a familiarizat cu Vechiul Testament și cu Evangheliile, ceea ce l-au făcut pe Mahomet să aibă multă considerație pentru iudei și creștini, pe care îi numește oamenii cărții. La 40 de ani, după o serie de vedenii, Mahomet începe să le facă publice locuitorilor din Mecca, fapt care îl face persona non grata, așa că după 13 ani, în 622, este nevoit să-și scape viața fugind cu câțiva urmași la Medina, o așezare predominant iudaică, la 450 km spre nord. Aici câștigă treptat preeminența. Înconjurat de un număr tot mai mare de suporteri, Mahomet începe o campanie sistematică de jefuire a caravanelor din Mecca, ceea ce escaladează într-un război total pe care îl câștigă după 7 ani. Disensiunile cu iudeii și creștinii pe teme religioase îi schimbă treptat atitudinea, el devenind vrăjmașul lor. La 62 de ani, în 632, Mahomet moare otrăvit prin răzbunarea unei evreice. Prietenii apropiați îi continuă programul de cuceriri în rolul de califi, adică succesori, Abu Bakr, Otman, Omar și Ali. Învățătura lui Mahomet a fost adunată din multiple surse la 2 ani după moartea lui Mahomet, formând Coranul sau Recitarea, și a fost redactată în forma finală după alți 20 de ani. Autoritatea Coranului este completată de câteva hadituri, adică povestiri din tradiția orală, compilate abia la 250 de ani după moartea lui Mahomet. Pentru musulmani, haditul este în unele privințe mai important decât Coranul. Cele două surse împreună redau evoluția dramatică a lui Mahomet, de la o atitudine
pacifistă și tolerantă, la cea de ură și jihad, cuvânt adus prin a lupta, a se strădui, acesta fiind principiul fundamental al islamului. Pentru 85% dintre musulmani, oameni de bine, a lupta se limitează la autodisciplinare. Din păcate, ceilalți, 15%, înțeleg jihadul în lumina exemplului lui Mahomet. În cei 10 ani de la 622 la 632, profetul a condus 65 de raiduri și bătălii. Motoul său pentru urmași este să omori și să mori. Să omori pe cine? Pe politeiști, pe apostați, pe infideli, adică evrei și creștinii care nu se supun islamului, pe cei ce insultă pe profet, pe hoți, pe ăștia răstigniți sau cu mâinile și picioarele tăiate, pe femeile adultere ucise cu pietre. Printre actele controversate ale lui Mahomet sunt atacul și nimicirea așezării evreiești din oaza Curaiza, când a decapitat 800 de bărbați și băieți puberi, restul vânzându-i ca sclavi. Și aceasta a făcut-o la porunca expresă a lui Gibril, adică a îngerului Gabriel în versiune mahomedană. Iar după 2 ani a mai distrus oaza evrească Caibar. Ce a însemnat jihad pentru Mahomet? Califii l-au ilustrat cel mai fidel. În primii 3 decenii după moartea lui Mahomet, i-au cucerit 28 de țări, impunându-le islamul cu sabia. Este adevărat că în Coran găsești nenumărate îndemnuri morale privind cinstea și castitatea în comunitatea musulmană. Dacă însă e vorba de relația cu cei infideli, morala lui Mahomet devine fluidă. El încurajează jaful, furtul, înșelăciunea, sperjurul, chiar și prostituția voalată sub procedeul muta, o căsătorie temporară de câteva zile, sau violarea sclavelor de război ai căror soți sunt încă în viață. În ce privește relațiile conjugale, Mahomet este instruit prin același Gibril că un musulman poate avea 4 neveste. Lui însă, revelația îi acordă excepția de a avea oricâte neveste poftește. Și întrucât profetului i-a plăcut de Zainab, nora fiului său adoptiv, același Gibril îi poruncește să o ia de nevastă, stabilind de acum încolo un nou standard. Ultima lui nevastă a fost Aisha, o fetiță de 9 ani. Standardele lui Mahomet sunt tolerabile dacă le contextualizăm cultural și istoric. Problema apare însă atunci când le luăm ca revelații date de Gibril cu valoare atemporală. Dar cine i le-a dat? Prin a cui autoritate vorbește Gibril? Cum poate fi raza Mahomet, după cuvintele autorului pomenit, provenind din aceeași lumină ca raza Iisus? În timp ce Mahomet se declară sincer păcătos, în nevoie de iertare, Iisus eclatează de puritate și sfințenie, pe care însăși Coranul le recunoaște. Citez, Fiul Mariei a fost dat ca pildă. Noi, divinitatea, ne-am revărsat harul nostru peste el. L-am făcut o pildă pentru fiul lui Israel. El va fi un semn pentru ceasul judecății. Închei citatul. În timp ce Mahomet a predicat și a practicat violența și răzbunarea, Iisus a poruncit iertarea și iubirea. Mahomet a risipit în jurul lui moartea. În schimb, mulțimile de toate categoriile se îngrămădeau lângă Iisus ca să primească viața și vindecarea. Islamul, Mahomet l-a promovat prin sabie și frică, pe când Iisus a câștigat pe iudei, greci, romani și păgâni
la Evanghelie prin iubire. Autoritatea morală lui Mahomet decurge din pedeapsă, cea a lui Isus din empatia și iertarea pe care o acordă până și unui tâlhar sau unei prostituate. După exemplul lui Isus, cred în acceptare, în toleranță și inclusivism. Cred în sinceritatea milioanelor de musulmani, oameni de bine. Dar înfrățirea în adevăr nu poate fi posibilă prin camuflarea supreș a aspectelor ce trebuie recunoscute și cu ajutorul lui Dumnezeu îndreptate. Altă cale nu-i. Dacă vrei să înțelegi mai mult despre Isus, accesează primul link din descriere. Pe curând!